Singurul absolvent de liceu care a reușit să obțină 10 pe linie la examenul de bacalaureat din acest an este o elevă de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu și Mleul Silvaniei. Este vorba despre eleva Bianca Lucaciu, care, potrivit ierarhiei afișate pe site-ul Ministerului Educației, este singurul candidat sălejan cu media 10. În general, absolvenții au fost dezamăgiți de notele obținute, ceea ce va determina probabil un număr mare de contestații. Elevii consideră că rezultatele slabe au fost cauzate și de faptul că lucrările scrise au fost corectate în alt județ și speră că după contestații să își mărească notele. Reamintim că la această sesiune de bacalaureat, lucrările scrise ale candidaților au fost trimise pentru corectare la Bistrița.